Bună ziua, doamnelor și domnilor, este joi, Cristian Barbu vă dă întâlnire la o nouă ediție exclusivă. Astăzi am decis să discutăm despre învățământul de stat, învățământul superior de la nivelul țării noastre și de ce nu de la nivelul județului Olt. Vom vorbi despre specialiști, despre cei care astăzi sunt studenți și mâine vor fi specialiști în diverse domenii de activitate. Astăzi vă vom capta atenția, să zicem, cu învățământul superior de stat în domeniul agricol. Mi-a acceptat invitația și îi mulțumesc domnul Victor Tița, directorul USAMV, filiala Slatina. Vă mulțumesc foarte încă o dată. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Domnule director, USAMV, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, filiala Slatina. Dumneavoastră. București, filiala Slatina. Bun. Există și alte USAMV-uri în ce țară. Ce faceți dumneavoastră acolo, mai exact? Noi reprezentăm și eu reprezint de puțină vreme, cumva cred că sunt 3 săptămâni, reprezint filiala Slatina a Facultății de Management din cadrul USAMV București. Practic noi suntem o filială a unei facultăți. Reprezentăm însă per total cea mai veche universitate din România, care are repere temporale undeva în anul 1852. Universitatea, fiind de stat, acreditată, funcționează în Slatina din anul 1999. Iată, în anul acesta ne dăm majoratul, împlinim 18 ani și acest lucru se datorează unor oameni inimoși care au reușit să înființeze filiala pe repere care se păstrează și astăzi. Practic, facultatea este o facultate de management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, a zis foarte bine dumneavoastră. Însă accentuez faptul că are materii care se referă foarte mult pe zona de management, în zona economică, aplicate pe agricultură. Suntem o țară care ar putea să se salveze și eu sper să se întâmple acest lucru prin utilizarea agriculturii la nivelul la care ne așteptăm. Avem foarte mulți specialiști, ar trebui să punem cu toții umărul să reușim să depășim poate un anumit impas al importurilor care depășesc exporturile din punctul acesta de vedere, al produselor agricole. De exemplu. Da. Ce facem noi la Slatina, m-ați întrebat. Am avut, ca să vă spun pe termen scurt, am avut o perioadă de înscriere la învățământ la zi și la învățământ la distanță. La învățământ la zi s-a încheiat această perioadă de înscriere și am reușit să depășim numărul de studenți pe care l-am propus inițial. S-a produs și un anumit entuziasm odată cu numirea mea. Evident este, să spunem, și datorită mass media. Am venit la dumneavoastră în emisiune, într-o emisiune la Prima TV și am preluat pe site-uri de socializare și iată în felul acesta foști studenți care și-au îndrumat fie frații, fie cunoștințe să vină la noi la facultate și au adus cu drag aminte de anii de studenție. De perioada aceea. Am trecut cu bine de această perioadă, am depășit, stabiliserăm undeva în jur de 80 de studenți, avem 97 de studenți la zi. Din medii, pentru că bacalaureatul reușește foarte bine acum să trieze studenții și din medii foarte bune, cu note bune, medii mă gândesc și la licee de top. În același timp avem în continuare perioada de înscriere la învățământ la distanță. Ce specializare le oferiți la distanță? La distanță sunt acelea specializări. La învățământ la zi există una singură, e vorba de management și inginerie economică în agricultură. La învățământ la distanță se mai adaugă management în alimentație publică și agroturism. Practic avem 2 specializări la învățământ la distanță, avem și master, se produc înscrieri aici și studenții merg la București, cumva intermediem această înscriere, fiind o filială, transmitem mesajul universității și facultății mamă în teritoriu, în județul Olt. Relaționarea prin dumneavoastră se face mult mai ușor. Da. Studenți și universitatea, da, exact. de la București. E vorba de prezentarea ofertei educaționale, oamenii sunt interesați și vin și din perspectiva dezvoltării personale, vor să-și împlinească anumite așteptări, dar în același timp sunt și persoane care doresc să-și împlinească așteptările gândindu-se la fișa postului, cu posibilitatea la un moment dat poate să avanseze, poate să devină șef de serviciu sau din ce în ce mai mulți și studenții se întâmplă să facă acest lucru și mă bucură acest lucru.
vin mai ales la învățământ la zi datorită oportunității de a pleca în străinătate, preiau ceva modele de business acolo și reușesc să le aplice aici. Le pun în practică la noi. Sau sunt oameni care nu au reușit să-și împlinească studiile prin studii universitare, au fost plecați în străinătate. Sunt câteva cazuri pe care le-am întâlnit în perioada aceasta de înscriere de viitori studenți care au venit cu ceva bani din Anglia, de exemplu, și au reușit să facă niște sere și acum erau foarte interesați de accesarea de fonduri europene prin proiecte care le dau un anumit punctaj, știți, în momentul în care sunt înscriși exact. Și la o facultate de management și în areal agricol. Vrem să creăm profesioniști, cum vorbeam la început. Da. Totuși. Da. Și agricultura e un domeniu vast, unde avem nevoie. Dacă stăm să ne aducem aminte de vremurile de mult trecute, triste sau nu, de tristă amintire sau mai puțin, existau acei ingineri agronomi prin fiecare localitate, mă rog, la ce AP-uri sau ce funcționa atunci. Cu influență adică foarte mare. Erau specialiști în domeniu. Așa este. Observați că ne confruntăm la nivelul țării cu următorul fenomen. Faptul că s-a fărămițat terenul agricol și acum posibilitatea de a-l strânge prin asocieri este destul de complicată. Însă acest lucru avem din ce în ce mai mult se realizează, într-adevăr. Avem și tristă amintirea CAP-ului și atunci reticența e undeva foarte mare. Este de tristă amintire, într-adevăr, însă modelele de IAS-uri și dacă ne-am putea gândi la câteva modele care au reușit să rămână în picioare, de exemplu, în insula Marea Brăilei, unde avem model, într-adevăr, și ideea aceasta de management care se aplică după repere occidentale a ajutat să funcționeze chiar foarte bine, cum spuneți și dumneavoastră, aceste ferme. Din ce în ce mai mult observăm, aceasta este problema, să spunem, că fărămițarea terenurilor a dus la posibilitatea cu greu de a le aduce într-o cantitate mare, în așa fel încât să ai număr de hectare ca să poți să mergi... Să devină o afacere productivă. Profitabilă, da. Că, până la urmă, despre asta e vorba. La dumneavoastră vin niște liceeni care, poate prima dată când ajung acolo, nu sunt chiar atât de bine familiarizați cu tot ce înseamnă absolut domeniul ăsta. Dar măcar trecând prin cei 3 ani de facultate, plus 2 de master, grosomodo, e vorba de 4 ani de facultate, pentru că ei ies pe zona de inginerie, ies ingineri și atunci așteptările sunt mai mari. Este vorba de un prim an care îți produce o intrare în zona de specialitate, după care următorii 3 ani, intri pe zona de management, intri pe zona de marketing, sunt materii, toate tipurile de management, marketingul care e absolut necesar, pe comunicare, tehnici de negociere. Iată, se fac și limbi străine, dăm o atenție mare limbilor străine pentru că ele ne pot asigura sau ne pot ușura comunicarea cu mediul exterior. Dorim într-o europenizare și într-o mondializare să ne internaționalizăm, nu-i așa? Și atunci avem nevoie de continuarea studiilor pe limbi străine, facem engleză, facem și franceză. În același timp suntem foarte atenți la ceea ce înseamnă materiile pe zona de a conduce, dar nu neapărat din perspectivă managerială. Avem materii precum prețuri, costuri și tarife, bursa de mărfuri și valori, în așa fel încât studentul să capete competențe și cunoștințe și să fie autonom când iese pe piața forței de muncă. Și piața forței de muncă nu se referă numai la agricultură. Avem oameni care lucrează... Exact. Avem oameni care lucrează și în administrație publică, avem și antreprenori. Eu îi încurajez foarte mult pe studenții noștri la învățământ la zi să fie propriilor angajați. Este destul de complicat, dar pe programe, cum a fost, de exemplu, Startup Nation sau programe care încurajează tinerii să-și deschidă o afacere, ar fi foarte interesant să descoperim că studenții de-ai noștri devin și antreprenori. Au această posibilitate. Bine. Până la urmă îi canalizați către ideea asta, mai mult sau mai puțin. Da, unul din exemple este că oameni bogați, racordați la resurse și din România și nu numai, au afaceri în domeniul agricol. Nu este de neglijat faptul că avem într-adevăr nevoie și de o dezvoltare pragmatică, dar și de o dezvoltare umanistă. În același timp trebuie să
observăm faptul că această dezvoltare pragmatică ne leagă foarte mult de pământ, de glia noastră. Să nu uităm că sunt foarte mulți străini care au venit și dețin pământuri la noi în România și este dureros să observ că tineri de-ai noștri sau să vorbească despre agricultură gândindu-se că fac agricultură cu sapa. Poate se mai întâmplă, se întâmplă într-adevăr, însă agricultura trebuie să fie agricultura aceea modernă pe care o vedem, la care aspirăm și care se întâmplă și în România, și în județul Olt. Și dumneavoastră, încă la noi agricultura cel puțin e privit ca un domeniu, agricultura de subsistență. Da. Adică se duce omul cu sapă, are un lot de pământ acolo și muncește ca să trăiască. E vorba de gospodărie, într-adevăr. Dar uitându-ne, nu știu, peste granițele noastre, vedem ce înseamnă o agricultură performantă, în adevăratul sens al cuvântului. Exact. Adică tehnologie aplicată, utilaje, așa este, foarte performante. Nu mai putem să facem noi agricultură să ne aliniem la țările vest-europene cu tractorul din 65. Există programe însă care oferă această facilitate de a însuma o anumită cantitate de pământ, de a avea un număr de hectare și pe baza acestor hectare să poți să accesezi pe baza unor proiecte să-ți iei utilaje. Și sunt situații și din tineri de-ai noștri sunt care măsuri sunt pentru retehnologizare. Exact. Pentru a încuraja tinerii fermieri, de exemplu, să și tot pe zona de antreprenoriat, să rămână în mediul rural, să își dezvolte ferma părinților, să își fixeze acolo familia, să nu observăm, din păcate așa se întâmplă, o plecare masivă a tinerilor care să muncească, să aducă plus valoare în alte tipuri de agriculturi, nu? Sau în alte țări. Și nu ale noastre. Din păcate, da, nu în agricultura noastră. Dar eu zic cum văd ca energie, văd tinerii dornici de a rămâne în țară, ei au acest entuziasm când vin la facultate, noi le păstrăm și le potențăm entuziasmul, dorim să oferim un produs, practic un produs educațional de calitate, în așa fel încât să răspundem cerințelor dumnealor, prin comunicare, este vorba și vorbesc din perspectiva învățământului la zi, din perspectiva învățământului la distanță, aici accentul se pune foarte mult pe pregătirea și conștientizarea pregătirii din perspectivă proprie. Sunt studenți mai silitori, sunt studenți care sunt curioși și răspund acestei curiozități și alți studenți care doresc să treacă prin facultate pentru a-și împlini, să spunem, competențe cerute la locul de muncă. Ca peste tot, de altfel. Da, ca peste tot. Adică, nu, sigur, nu e o chestiune specifică. Pe de altă parte, vedeți, noi, tineri în general, încă mai au meteahna. Nu, agricultura înseamnă muncă, deci de ce să fac asta? Când pot să fac altceva, nu știu, o chestiune mai ușoară, dacă vreți, cu toate că nu pot fi domenii ușoare dacă le faci da. Bine. Orice drum către succes este anevoios, indiferent de cum ar fi. De ce să mai aleagă domeniul ăsta? Sau de ce ar trebui să înțeleagă până la urmă? Am mai multe argumente. Odată pentru că acest domeniu ne apropie foarte mult de pragmatismul, de a răspunde la ceea ce facem noi de 3 ori pe zi cel puțin. În sensul că mâncăm de 3 ori pe zi și acesta este combustibilul nostru. Fără acest combustibil nu putem exista, este energia noastră. Pentru că poate oferi satisfacții din perspectivă antreprenorială satisfacții foarte mari și dacă ne uităm la cifre de afacere ale unor societăți care au început, poate timid, acum ceva vreme afaceri pe această zonă, totuși au acum și angajați, au și un buget destul de consistent. În același timp, este de datoria noastră să îi încurajăm pe tineri să aibă grijă de pământul nostru, în condițiile în care, iată, vor să vină alții să aibă grijă de pământurile noastre. De aici ne luăm. Avem o calitate foarte bună a terenurilor. Da, extraordinară. Și ar trebui să ne folosim de această calitate și să ne folosim pentru noi. Să folosim această calitate pentru noi. Un alt argument s-ar referi la faptul că, și eu cumva pe zona cognitivă, omul sfințește locul. Aș avea acest reper de negociere. Dacă dorim să facem ceva aici, putem face,
în condițiile în care descoperim că ne mândrim, că facem în Anglia sau în Italia sau lucruri pe care poate în România ne-am gândit că nu le-am face. Cine știe, este vorba de... putem face. Exact. Cine știe, este, poate este vorba de bani, poate este vorba de această lipsă de a pune accent pe meritocrație. Cred că e vorba de mentalitate. Este și mentalitatea, însă din ce în ce mai mult tinerii sunt deschiși la exterior și văd cum funcționează și acolo. Exact, aici voiam să ajungem. Adică sunt N cazuri de români în care care se duc și fac performanță în diferite state ale Uniunii Europene. Da. Adică dacă ar veni în România, e aceeași persoană. Da. Nu e o persoană diferită. Da. Adică cred că ar putea face același lucru. Exact. Poate este vorba și despre faptul că nu sunt încurajați cu totul de stat. Și aici începem să ne plângem, da, și dar, nu. Dar din ce în ce mai mult observăm că această internaționalizare, această europenizare înseamnă o încurajare prin, cum spuneam puțin mai devreme, fondurile europene, care încearcă să ne fixeze deci cumva aici. Nu poți sta doar cu mâna întinsă. Nu poți să stai doar cu mâna întinsă, ele ar trebui constituite ca un ajutor doar pentru început și în același timp să privim cu entuziasm și deschidere că acest ajutor reprezintă doar un start. Apoi este treaba ta să te dezvolți, trebuie să-ți faci un plan de afaceri. Avem, dacă e să privim per total, pornind de la clasa pregătitoare până la liceu, poate deficiențe în a ne pregăti tinerii pe zona de educație financiară, de exemplu. Rețineam că în Germania, încă asta de când sunt mici, acum. Încă de când sunt, e destul de târziu, în sensul că, nu e prea târziu, dar destul de târziu, în sensul că în Germania am reținut că tinerii își notează în anumite carnețele ce cheltuieli fac și tineri, vorbesc de tineri în clasele primare, ce cumpără, câți bani cheltuiesc și așa mai departe. Înseamnă și este responsabilitatea banului pe undeva. Exact, este o responsabilitate a cheltuirii banului și în același timp îți dă și o traiectorie de a-ți putea face un plan. Noi, într-adevăr, avem managementul proiectului, intrăm în managementul proiectului, dar aici este un întreg complex de cunoștințe și de practici care, zic eu, că dacă s-ar baza pe cunoștințe obținute mai devreme, ar merge mult mai, ar fi mult mai fluent. Da, ar fi ca o continuitate până ar fi la o continuitate, urma a fenomenului. Acesta este cuvântul, da. La noi, ori asta e marea noastră problemă, până la urmă și în sistemul de învățământ nu contează că e el preuniversitar, universitar sau postuniversitar, vorbind de doctorate și așa mai departe, undeva se rupe filmul elevilor, viitorilor studenți și așa mai departe. Undeva chestiunile se taie, din nefericire, se taie între cele trei cicluri de învățământ, știu, primar, gimnazial, liceal, universitar, 4 la număr. Da. Cred că pe undeva se întrerupe firul logic al evenimentului. După o analiză proprie și urmărind și rezultatele care se prezintă în comparație cu cele mondiale, internaționale, descoperim că ideea de consiliere și orientare la noi este extraordinar de importantă, însă nu este... să spunem, foarte bine pusă la punct sau făcută cu responsabilitate, cu seriozitate. Avem această noțiune de dirigenție, care înseamnă consiliere și orientare, și din ce în ce mai mulți diriginți au observat probabil acest fenomen, când se trece de la clasele primare către învățământul gimnazial 5-8, se descoperă o ruptură a comunicării elevilor cu care se producea până atunci cu doamna învățătoare și acum cu dirigintele, care poate uneori în loc de ora de dirigenție face ora de română sau face ora matematică sau altceva. Din ce în ce mai mult cred că ar fi important să se pună accent pe această consiliere și orientare, în așa fel încât copilul să știe că cele care îi se potrivesc sau traiectoria pe care merge este și cea pe care și-o dorește și o face din plăcere. Și atunci... probabil mergând pe acea... O înclinație către. O înclinație către, da. Mergând către acea direcție, o face cu plăcere, energia este mai mare, entuziasmul de asemenea și... Și atunci faci o meserie bine. Faci o meserie bine, exact. Nu pentru că a zis mama, nu pentru că a zis tata, nu pentru că așa îi se spune sau din societate, nu pentru că așa îi se transmite pe diverse canale. Există și celălalt aspect. O faci pentru că ți aduce bani. Faci o meserie... Da. Bănoasă. Da.
Pentru este unul din argumente. Sigur că dacă ar fi o ipocrizie să spui că îți dorești să faci o meserie doar de dragul de a face respectiva meserie și atunci nu te uiți și către reperele care te-ar motiva. Cumva și această abordare a... Partea financiară e cea mai motivantă. Cea mai motivantă. Într-adevăr, da, din punctul meu de vedere nu ar trebui să fac așa, să fie așa, pentru că atunci când faci un lucru serios, cu responsabilitate, cu entuziasm și chiar vrei să-l faci bine, vor veni și banii. Însă dacă începi să te plângi de încă din start că locul de muncă pe care îl ai nu este bine plătit și ar fi bine să găsești un alt loc de muncă și te uiți către altceva și descoperi că nu aceasta este vocația ta și ai vrea să te duci către altă zonă și nici aceea nu este vocația ta, de fapt, descoperi că toată viața vei merge pe traiectorii pe care le... permanentă căutare. Căutare. Continuă căutare. Sigur, ea nu este rea, dar din perspectiva curiozității, căutarea care să te dezvolte, nu căutarea care să refuze alte căi. Da, dar o curiozitate, să zicem, care să-ți descrie toată viața, iarăși nu e ceva de dorit. Adică, în sensul în care am vorbit, în sensul că nu ai găsit o cale. Doar vorbim strict de curiozitatea în carieră. Exact. Să zicem că ai avut o curiozitate, nu știu, un an, doi, trei. Adică nu poți avea o curiozitate 25 de ani, adică să te trezești la pensie că ai avut numai curiozități în viață. Da. Deși capitalismul, ziceți bine, deși capitalismul ne îndeamnă la un moment dat și dacă vedem, observăm analizele, să avem mai multe joburi și s-ar întâmpla ca școala să trebuie... Exact. Ca școala să încerce să răspundă acestor cerințe pe piața forței de muncă și vorbeam de exemplu de învățarea unei limbi străine care îți oferă o competență de a te descurca în a comunica pe foarte multe domenii. În același timp utilizarea calculatorului sau noilor tehnologii reprezintă un instrument așa cum este stiloul, așa cum este pixul, în așa fel încât să poți intra pe orice piața forței de muncă, iată, și în televiziune, și în agricultură, și oriunde să utilizezi calculator, laptop, tehnică de calcul, noi tehnologii. Da, dar vedeți dumneavoastră, problema așa aici, că știți, la noi există probleme, mai puține soluții în ultimii ani, dar probleme avem, har Domnului, fix sunt, cât nu ne-ar sunt. Trebui. Așa este, dar probleme ar trebui să vină și, sau cine vorbește despre probleme ar trebui să vină și cu măcar o propunere de a soluționa respectiv. Doar în matematică sunt axiome, cred că în celelalte domenii este. Orice poate fi rezolvat, mă gândesc. Bun. Da. Ideea se pune și dintr-un alt punct de vedere. Sistemul educațional din țara noastră e așa cum e, așa îl vedem, asta este, ne raportăm la el, altul nu avem în momentul ăsta, cu el trăim. Pe de cealaltă parte, nici elevii nu mai sunt ce au fost. Adică avem un sistem educațional nu bine pus la punct, că asta e situația. Dar și ce produce nu e exact ce ar trebui. Cred că sistemul educațional, sistemul de învățământ trebuie să răspundă unor cerințe care se vor produce peste ceva vreme. Asta înseamnă peste 10-15 ani dacă pregătim. Acum elevi, exact, va avea efecte peste 10-20 de ani, într-adevăr. Și acest aspect ar trebui să ne ducă cu gândul la analizele pe care le facem noi pentru oferirea soluțiilor la problemele actuale, dar nu numai problemele actuale, ci și din perspectiva lideratului în învățământ a problemelor viitoare. Soluții pentru problemele viitoare. În condițiile acestea, zic că implicarea profesorilor, implicarea comunității locale, implicarea mass media și, evident, implicarea elevilor, părinților, studenților, a părinților, da, implicarea părinților, sunt absolut necesare pentru a da o traiectorie de succes elevului. Acum simt că elevul, studentul, s-ar putea să găsească puțin pierdut, tocmai din acea, să zicem, perspectiva consilierii și orientării. Pentru că părinții de care n-a avut parte. Pentru că părinții pe de o parte spun: ar fi bine să faci pentru că iată se câștigă foarte mulți bani acolo. Să mergi către zona de armată, să mergi către zona de poliție, să mergi către zona financiar vorbind. Exact. Nu-l întreabă nimeni, dar ție ce ți-ar plăcea să faci? S-ar putea ca nici el să ai vrea să faci asta? Sau ai vrea să faci asta? El nu este direcționat către lucrurile care poate implicit îi plac și nu poate exprima acest lucru. Profesorul, dirigintele, are menirea de a spune, într-adevăr, el este,
el este bun pe această traiectorie și ar fi bine să-l canalizați pe acest aspect. Da. Mai apare și exodul, situația în care părinții sunt plecați în străinătate, au elevi, și oricum prăpastia studenți, dintre ei și copii e foarte mare. Exact. Atunci comunicarea este lăsată în seama bunicilor, de exemplu, sau dacă sunt studenți, ei rămân singuri, poate în România, și comunicarea se produce prin telefon, nu face-to-face, schimburile de energie se întâmplă destul de rar și atunci elevii, studenții se simt pierduți. Către ce să mergem? Li se spun în România că, iată, lucrurile nu sunt atât de bune pentru că nu ne bazăm pe merite. Meritocrația la noi e oarecum... Da, deficitară, nu în acest sens vreți să spuneți, dar nu putem să ne... Deficitară prost înțeleasă, de nu ne... mai multe ori. Exact, cum se vorbește uneori și despre democrație. Asta zic, e un pic prost înțeles. Așa este, dar în același timp, dacă luptăm și renunțăm la a ne plânge, ne încărcăm cu energia învingătorilor și în cele din urmă vom răzbate. E, păi știți cum e, acum Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Așa este, da. Nu te aștepta să stai cu ochii în cer și să-ți vină. Așa este. Până acolo trebuie să te pui și un pic de efort. Trebuie să renunțăm la această atitudine de a ne plânge. Îmi place foarte mult... Fără să facem nimic. Fără să... Nu. Tocmai trebuie să nu ne plângem și în același timp să... Nu ne făcând nimic, absolut nimic. Așa este. Deci sunt oameni care stau pe margine, la ce lucru vă referiți, nu? Exact, sunt oameni stau pe margine și încep să se plângă, uite, așa, ia uite cum este acolo, ce rău este. Ce nu am loc de muncă, exact. Nu am din ce să trăiesc, nu am bani, dar te-ai dus vreodată să-ți găsești un loc de muncă? Exact. Nu. Atunci stai liniștit acolo în bucățica ta că stai foarte bine. Da. Din păcate, privind așa cum mi-ați adus aminte de un aspect, privind de pe margine, sunt foarte mulți care se plâng și în același timp îi critică pe cei care reușesc în viață. Și lasă că știu eu cum a făcut el, lasă că așa, dar așa din cum spuneam... nu ai fost partener de drum, n-ai de unde e destul de complicat, dar ne putem da cu părerea, e foarte simplu să punem etichete. Datul cu părerea e spor național. Spor național, da. Ca să folosim o sintagmă care tot e... nenorocire. Într-adevăr. Îmi place groaznic aspectul ăsta. Și din această perspectivă noi pregătim studenții, cum spuneam, pentru a conduce, dar pentru a-și conduce propriile vieți. E destul de interesant să, și cred că e bine să vă spun și dumneavoastră, îi îndemnăm să gândească. E acum dincolo mai comod să primești... Dincolo de niște limite, sper. Dincolo de cutie, dar chiar îi îndemnăm. Ieșiți cu capul din cutie, suntem aici în cutia Slatina, în cutia Olt, în cutia România, în cutia Europa și așa mai departe. Observați dincolo de limitele acestea. Cum funcționează lucrurile? Dacă stăm de vorbă cu tineri din străinătate, poate că unul din motive ar fi o sumă de bani pe care o au mai mare decât o au tinerii noștri, nu se plâng atât de mult și cred că lucrurile sunt abordările inverse, în sensul că de ce nu te plângi și încerci să cauți soluții, de aceea le și găsești. Soluțiile le găsești și motivațiile din perspectiva banilor vin să te împlinească. Știți cum e? Erau și vorbele alea vechi, adică degeaba te plângi, că așa nu-ți dă nimeni. Adică n-ar fi mai bine să nu o faci cu energia și simplu? Aceea. Exact. Adică ce sens ar avea, că degeaba te plângi, nu te ajută nimeni, trebuie să te ajuți tu. Exact. Și cu energia aceea de a te plânge, poți să faci cu totul altceva, odată că pierzi timpul, nu? Total neproductiv. Total neproductiv și în al doilea rând începi să-ți schimbi și energie. Care oricum, și așa ai pornit cu energie proastă de la început, că din moment ce ai ajuns în stadiu de a te plânge din orice și pentru orice, fără să depui un minimum de efort, păi atunci e exact ce trebuie, ai viața ideală. Exact, mi-ați adus aminte de un aspect din perspectivă. E și menirea noastră a profesorilor să-i scoatem pe studenți, pe elevi din această energie. Din letargia generalizată. Și din letargie și să-i punem într-o energie bună a celor care doresc să învingă. Când intri în sala de clasă, în sala de curs, îți lași problemele de acasă, tu ai obligația să te prezinți în fața studenților cu o energie care să le dea și lor entuziasmul de a afla de la tine. Curiozitatea de a-i face să se depășească pe ei și această comunicare este ca o stradă cu două sensuri. Tu le comunici lor și ei îți comunică ție. Eu aflu foarte multe de la studenții mei în materie de tehnologie, de exemplu. Cu cât înaintăm în vârstă,
ne îndepărtăm de tehnologie, ei sunt tineri și iată ne spun care sunt noile gadgeturi care au intrat pe piață, care sunt noile aplicații. Îi putem direcționa în așa fel încât să le arătăm să nu pierde, să piardă timpul cu diverse aplicații care sunt cronofage. Și așa să le dăm pasul. Exact, așa ținem pasul, dar și ei se bazează pe puterea noastră de a cerne și și a discerne. Cum facem o căutare pe internet, avem milioane de rezultate, de acolo poate ca profesor cu anumită experiență în spate, avem posibilitatea, trecut prin niște biblioteci, avem posibilitatea să selectăm lucrurile care ar fi mai bune, exact, ar fi mai bune pentru ei, în condițiile în care s-ar putea să piardă mai mult timp să treacă prin respectivele repere ca să selecteze. E, vedeți, de exemplu. Vedeți, da, dumneavoastră, e un exemplu. Aici e și situația de fiecare profesor în parte. Da, dar avem această obligație. Din păcate nu putem generaliza încă. Nu putem, așa este. Dar poate generațiile viitoare, nu știu, se adaptează trendului. Ar fi extraordinar să punem, da, tendinței, sau mă rog, cum doriți dumneavoastră, da. Ar fi extraordinar să, ca profesorii să înțeleagă că inteligența emoțională și empatizarea cu elevii, cu studenții, este absolut necesară. Trebuie să-l înțelegi și acest schimb de, cum să zicem, de energie, dar și această empatizare, îi dă mult mai multă încredere elevului în profesorul pe care îl are în față. De data asta m-a înțeles, îți spune. Și înseamnă că el ține la mine. E interesat de mine, e interesat și de starea mea sufletească, e interesat și de emoțiile mele. Nu este numai interesat să mă verifice printr-o lucrare dacă eu am reușit să înțeleg sau să rețin 20 de... Exact. Și așa mai departe. Da. Din păcate, vorbind și de salarizarea profesorilor, într-adevăr este un aspect deficitar. Cred că ar trebui să fim mai vocali în care cere drepturile, dar nu tragi. Adică da, nu ne plângem. Una peste alta, absolut, un profesor cu toate treptele parcurse are un salariu de neglijat. Adică nu, în comparație îi permite cu alte să trăiască este... decent. Exact. Despre ce vorbim? Deci adică nu vorbim... Asta nu e un motiv. Exact, deci despre ce spuneam puțin mai devreme. Că nu este un motiv să ne plângem. Nu e un motiv. Dacă stăm din să ne raportăm la celelalte categorii bugetare, dacă tot am intrat aici, păi chiar sunt situații în care oamenii chiar au de ce să plângă, săracii. Da. Adică, într-adevăr, dacă tu ca profesor vii la școală doar pentru salariu, exclusiv pentru, atunci mai bine stai acasă. N-are sens. Că, oricum, se presupune că tu ca profesor creezi generația viitoare. Da. Și probabil vrei să fie oameni buni, să fie profesioniști, să... bun în adevăratul sens al cuvântului, nu neapărat bun în meseria pe care și-o vor alege. Că până la urmă caracterul e format și la școală. Da. Sunt cele 4 ore pe zi, să zicem, de la învățământul primar până la, 4, până 5, la dumneavoastră, da, la care, universitate. Da, adică sunt niște ore pe care un copil le petrece la școală. Da. Să nu mai vorbim cum de cei cu sunt... care petrece 8 ore. Deci, practic, mare parte din zi e la înseamnă școală. Înseamnă o treime plus o treime pe care o... așa și o treime pe care o dorm. Și atunci cam asta e, că exact. ar fi ciudat să intervenim și în somnul elevilor. Ar fi foarte ciudat fenomenul. Pe de altă parte, dacă tot am intrat în sistemul de învățământ de la noi din țară, ne ghidăm după sistemul de la Bolonia, încă. Da. Cât de mult ne ajută și cât de just ar fi pentru învățământul din țara noastră, ținând cont și de specificul nostru. Noi ne aliniem când, când s-a întâmplat, de exemplu, alinierea aceasta după sistem Bolonia pe doctorat și în continuare mi se pare destul de puțin timp pentru a realiza un doctorat, mă refer la 3 ani pentru a realiza un doctorat, m-am gândit la cât timp am parcurs eu pentru a realiza propriul doctorat. Se întâmpla, mi-am dat doctorat în 2009 și am parcurs vreo 6 ani. Fost pe zona de filologie și zic eu că acolo lucrurile erau mai simple decât pe zona tehnică și 6 ani zic că au fost ani buni. Dacă ar fi fost mai mulți, poate erau prea mulți, nu știu, ar trebui făcut o analiză din această perspectivă, însă 3 ani pe zona tehnică mi se par destul de puțin. Asta înseamnă că se va umbla și se umblă la consistența lucrărilor de doctorat. În același timp, odată cu acest sistem se tot vorbește, ați observat, de ideea de plagiat. Se încearcă și se reușește, sper eu, responsabilizarea celui care realizează această lucrare,
de a renunța la a copia fără să enunțe sursa sau fără a pune între ghilimele. Ideile sunt precum banii. Ideile trebuie să circule, într-adevăr, dar trebuie să spunem de unde am preluat respectivele idei. De unde a pornit? Există și studii de caz contextuale, sunt sincronice sau diacronice, care pot să te ducă pe zona de originalitate. Și există câteva componente. Adică poți să ai citări, un procent din lucrare, poți să, și trebuie și ești obligat să ai parte de originalitate, un procent, și o zonă care să intre în zonă de, în parte de similitudine, adică idei pe care nu le-ai citat, dar ele se regăsesc undeva, un anumit procent. Dezvolta. Exact. Nu, dar s-ar putea ca la un moment dat să produci o idee, știți că de ce nu citești, de asta ai impresia că ești original. Când dar descoperi că apa caldă a fost inventată de altcineva și că nu ai descoperit cu totul înainte, cu mult înainte. Lucru. Exact. Dacă citești, cu cât citești, descoperi că știi foarte puține lucruri și atunci, uite ce idee îmi dă. O poți dezvolta, o poți aduce în contextul actual. Deci sunt posibilități, nu e de speriat acest aspect al plagiatului. Dom'le, dar ce am mai putea inventa noi? Sau exista la un moment dat un fel de sintagmă. Cărțile din cărți se fac. Da, dar spunând de unde preiei respectivele, adică de unde preiei ideile, cum le treci prin filtrul propriei conștiințe, prin filtrul propriului background educațional și așa mai departe. Și ajungem la ștern pe hârtie. Absolut, absolut. Da. Deci din punctul acesta de vedere este destul de greu să spun că sunt suficienți 3 ani. Pe celelalte racordări, din punctul meu de vedere, cred că sunt ok. Iată, pe zona de inginerie sunt 4 ani, pe medicină s-au păstrat, pe drept parcă au 4 rămas 4 ani. Celelalte s-au împins către 3 ani. Ar trebui vorbit cu profesori care sunt în mediul respectiv să vă spună dacă... Am citit, sunt păreri pro și contra, însă este necesară cumva o racordare, un sistem european, așa fel încât să fie unitar recunoașterea. Iată, universitatea noastră are parteneriate, dar e recunoscută fără doar și poate la nivel mondial. S-au putut face și se fac în continuare studenți de-ai noștri care pleacă echivalări în domeniu. Ceva care exact, nu... da. Suplimentul de diplomă apare și în limba engleză, deci... Da, lucrurile sunt cât se poate de clare, știți, v-am spus, este o facultate acreditată, e o facultate de stat, avem la noi în Slatina 18 ani. Sunteți, practic, anul viitor o să aveți examenul de bacalaureat. Da. Bun. Mă refeream la, deci am vrut să aducem în discuție și sistemul de la Bologna dintr-un anumit punct de vedere, și anume specificul țării noastre, evident. Ne aliniem cei drept. Da. Și acum intrăm iarăși în domeniul dumneavoastră. Ne aliniem celorlalte state din Uniunea Europeană, vest europene, că ne place să ne raportăm cel mai mult la Franța. Ideea se pune dintr-un anumit punct de vedere. N-am putea să modificăm tot ce împrumutăm din vest încât să fie specific nouă? Împrumut cu iz de specificitate? Împrumut. Nu total. Nu total. Am înțeles. În așa fel încât parțial încât să și facem ceva. Cu miza de a îmbunătăți sistemul de învățământ. Se inserează, observați, nu cu totul, dumneavoastră ziceți cu totul, se inserează diverse modele în așa fel încât să, pentru că nu inventăm noi, cum spuneam, roata sau apa caldă, în așa fel încât să aducem, să fie adus în învățământul românesc plus valoare. De multe ori modelele respective și ne raportăm foarte mult, să spunem, când dăm exemple de sisteme de învățământ de top în Finlanda, cum spuneam la început, acele modele au produs efecte acum și modelele sunt undeva de acum 10-15 ani. Dacă urmărim anumite repere de anul acesta în Finlanda, în școala finlandeză, vom descoperi că unele se par exagerate sau adevărate derapaje. Și s-ar putea să nu se plieze pe ceea ce înseamnă învățământul din România. În același timp mă gândesc la acest produs educațional ca un produs care are o anumită curbă, ajunge în vârf, este un produs de top și s-ar putea ca acum să fie pe o curbă descendentă, să nu mai fie un produs care să dea aceeași valoare pe care o dădea acum 10-15 ani. Dar deci, pe de altă parte, trebuie... se poate și menține la nivelul ăla.
Absolut, sau se poate reinventa. Se poate reinventa. Noi avem modele și ale noastre. Nu sunt, adică naționalul nu exclude europeanul. Ar trebui să, să vedem ce merge foarte bine și să răspundem la aceste aspecte. Exact. Să ne uităm, pentru că noi avem, avem o cerere și o ofertă. Practic, cererea de pe piața forței de muncă, pe care o putem anticipa peste 10, 15 ani, peste 20 de ani, sunt oameni care fac acest lucru și statistica nu ne poate minți, și pe de altă parte este oferta. Oferă sistemul de învățământ de acum ceea ce va cere peste 15 ani piața forței de muncă? Și acolo unde se spune că nu, de exemplu, se vede cu ochii liberi, că pleacă foarte mulți specialiști în străinătate și noi rămânem fără specialiști și ar trebui din această perspectivă să luăm măsuri. Adică, de exemplu, da, vorbim de teorie, foarte mult de teorie. Ce facem cu practica? Am vorbit de inteligență emoțională. Inteligența emoțională înseamnă să te descurci în societate. Practica te învață să te descurci. Extraordinar, da, exact. Ai lacune de comunicare, de exemplu. Poți să fii extraordinar, un om de știință, ești foarte bun pe cercetare, însă în zona de societate de a funcționa autonom, s-ar putea să ai o problemă prin a-ți conduce propria viață. Sau vorbim de extreme, acum vorbim de profesori care sunt extraordinar de bine mobilați din punct de vedere științific, dar nu pot transmite. E o abordare, abordare psihopedagogică care are lacune. Și atunci au ratat cariera. Exact. Deci din acest punct de vedere trebuie să ne uităm dacă răspundem acestei cereri și acolo unde răspunsul este nu și se vede. Se vede unde avem răspunsuri cu nu. Cum spuneam, specialiști, oameni care să intre pe zona de practică, oameni care să... electricieni, de exemplu, și așa mai departe. Un bun profesionist în domeniul pe care și l-a ales până la urmă. Orice domeniu, nu contează care ar fi, exact, care ar fi acesta. Exact. Domnule director, și la dumneavoastră, la învățământul universitar, învățământul superior, când încetăm să facem învățământ și începem să facem educație? Faceți această diferență, ca să îmi clarific termenii, din perspectiva sistemului de învățământ, care înseamnă învățământ, într-o zonă... Din nefericire, doar învățământ, punct. Da, și educație, care înseamnă și o formare pe tot parcursul vieții, a învățat să învețe și o pregătire centrată pe student, pe elev, da, ziceți, pentru viață. Din perspectiva facultății noastre, noi facem acest lucru, pentru că profesorii sunt încărcați cu ideea de pregătire în sensul de inteligență emoțională, așa cum spuneam puțin mai devreme. De ce spun acest lucru? Pentru că odată am răspuns unor cerințe pe care le-au produs chiar studenții noștri și ei sunt dornici să se autodepășească. În momentul în care ai câțiva primii ani, primii doi ani, îi înveți să... își spună propriile păreri și să te tragă la răspundere, să te ia la întrebări, să-și manifeste anumite curiozități, evident că profesorii se racordează și ei la realitățile vieții de zi cu zi, pe specialitățile pe care le au dumneavoastră și trebuie să răspundă în fața studenților. Din această perspectivă pot să spun că noi stăm foarte bine, evident că e loc de mai bine, da? Din ce perspectivă? E loc de mai bine în comunicarea cu studenții pe zona de a împinge să facă mai multă practică. Și noi de a ne implica să îi ducem către instituții care vor să îi primească să facă practică. Aici avem într-adevăr o zonă pe care trebuie să lucrăm și mai mult, dar vedeți, ține și de dezvoltarea pieței forței de muncă. E vorba de cumva să ne îndreptăm către societăți comerciale cu specific, fie pe zona de management sau și pe zona de management, și pe zona de agricultură, și pe zona economică. Ei când își împlinesc la final lucrarea de licență, sunt îndrumați în așa fel încât să analizeze tehnico-economic și nu numai din perspectiva resurselor umane, din perspectivă managerială, anumite instituții private sau de stat. Evident, din
Și unul una din problemele cu care ne confruntăm este că studenții ajung acolo prin cunoștințe, rude, reușesc să aibă acces la contabilitate, reușesc să primească câteva detalii. Unii dintre ei sunt reticenți, dar ce vrei să-mi spui? Ceea ce nu e rău. Eu aș zice că este rău pentru că trebuie să manifeste cumva o deschidere față de studenții care vor să studieze. Că nu e rău, mă referam strict la partea de acces, nu la reticența celorlalți. Da, acolo, am înțeles. Deci când li se oferă acces... Să conteze. N-ar trebui, pentru că lucrurile acestea, de exemplu, date financiare le găsești pe site-ul Ministerului Finanțelor și se... simplă de exact. Și nu afectează cu nimic activitatea unei societăți, despre ce vorbim. Dar din ce în ce mai mult firme sunt deschise pentru că lucrarea de licență în sine, în cele din urmă, se poate constitui ca o bază managerială pentru patroni. Deci vorbim de un plan de afaceri. Este vorba și de un plan de afaceri sau, să zicem, un management al resurselor umane sau o analiză tehnico-economică, să știm care a fost evoluția și după aceea se face o analiză cam cum ar trebui să, pe ce domenii să-și aducă îmbunătățiri, pe marketing, pe zona de contabilitate, de exemplu, să fie mai vizibil, către ce grupuri țintă să se deschidă și așa mai departe. În funcție de dacă vorbim de turism, de agroturism sau dacă vorbim de întreprinderi mari, mici, mijlocii. Un specific al domeniului. Exact. Acolo e exact. O chestiune mai... Acolo planul de afaceri ar fi după un anumit tipar. Însă, când vorbim de știința promovării, de marketing în sine, e o zonă... extrem de largă. Exact, de largă, de creativă și îți permite foarte multe. Permite și aici studenții chiar sunt foarte creativi. Sau comparații, pentru că vorbim de mediu online, comparații între ceea ce înseamnă dezvoltarea unor firme din comerțul online în România, unde stăm destul de bine, cu firme foarte mari din comerțul online din străinătate sau în comparație cu un site, nu-i spun numele aici, din China, care cumva le însumează pe toate celelalte, și descoperi cifre de afaceri și ei se minunează. Din nefericire, firmele române sau cu capital autohton sunt deficitare la promovare. Față de ce înseamnă promovarea la multinaționale sau în țările vest-europene. Exact. Studenții vin în lucrări de licențe cu forme de promovare, cum ar trebui, în mediul online. Sunt foarte creativi studenții și, cum spuneam, sunt racordați și la tehnologie, plus că au informația proaspătă, ții legătura cu profesorii, cu îndrumătorii. Mai sunt probleme în zona aceasta de formă, de citare, de unde, care este sursa, într-adevăr, dar încet, încet, cred că și lucrurile de licență vor intra, am înțeles că sunt facultăți, și noi ne îndreptăm către această zonă. Avem lucrarea de licență care se constituie numai în studiu de caz, avem o parte mică de teorie și restul studiu de caz, tocmai pentru a evita ideea de plagiat. Studiu de caz însemnând te ocupi de firma X și acolo povestești ce se întâmplă. Ce bine, povestești, vă dați seama, din punct de vedere tehnico-economic, așa, marketing și așa mai departe, cu cifre, cu analize. Exact. Însă, pe zona de marketing, acolo unde poți să povestească cam cum ar vedea... Acolo creativitatea... Își spune cuvântul, deci are legătură și cu... O chestiune strict personală, până la urmă, adică nu putem vorbi de plagiat, ținând cont de... Exact. De fiecare persoană în parte. Vedeți că aici e problema noastră și de asta, poate dacă vreți, ne pleacă și tinerii foarte buni din țară. Sunt societăți foarte mari din lume care au bugete exorbitante pentru promovare și publicitate, marketing și așa mai departe. Ori la noi e o problemă din punctul ăsta de vedere. Și atunci de ce să nu plec acolo să mă desăvârșesc profesional? Da, la întrebarea aceasta, care bănuiesc eu că nu e retorică, dar cum venim noi profesorii să stopăm această idee pe care din ce în ce mai mulți tineri o au? Zicem că la noi lucrurile nu sunt atât de bine statuate, nu este loc de început. În sensul că avem o piață care ne poate oferi posibilitatea să începem uneori de la zero. Din ce în ce mai greu, dar încă de la zero. Pe când în alte zone, acolo lucrurile sunt extraordinar de clare. Citeam zilele trecute, de exemplu, pe zona de copywriting. Da, cum ai putea să începi o afacere, că vorbeam de marketing, povestind despre o anumită firmă. Și dacă deții arta așezării cuvintelor și reușești să promovezi o firmă și să o pui într-o lumină foarte frumoasă,
atunci s-ar putea să ai un job pe care să ți-l deschizi, da? Să fii propriul tău angajat. Avem un deficit în această zonă, de exemplu. Exact, însă și firmele sunt reticente la acest aspect. Și nu rețin faptul că, așa cum spunea Henry Ford, dacă ar avea 10 dolari, 2 dolari ar investi, ar cumpăra două creioane și cu 8 dolari ar face publicitate să vândă respectivele, creioane. Și cam așa, încă nici nu piața noastră nu este și firmele noastre nu sunt obișnuite cu ideea de a avea sume colosale pe zona de marketing, pentru promovare. Da, încă merg pe acea idee, care nu e de neglijat, într-adevăr, că un client satisfăcut aduce un alt client satisfăcut. E, nu chiar. Nu e de neglijat, însă... Da, un marketing bun poate aduce mii de clienți satisfăcuți. Mii de clienți, exact. Asta spun, că ne limităm. Marketingul e mama comerțului. Da. Așa este. Până la urmă. Adică dacă vrei să vinzi ceva, trebuie să știi omul ce cumpără înainte de toate. Este, da. Dar ține de un management al firmei respective. Și... O, da, și au departamente. De asta zic, firmele mari sunt foarte, foarte bine conștiente de ce înseamnă marketing și promovare. Cum să... Ori la noi încă... Trebuie să conștientizăm. Și da, vin studenții, iată, vin studenții care are această menire. Dacă nu de la dumnealor, ca antreprenori, atunci în firmele în care intră, pentru că știm că se pricep la mai multe și în utilizarea calculatorului și ceva grafică. Și atunci pot să intre și pe departamentul care poate nu există de marketing. Sau să intre pe zona... Poate crea, da. Exact. Să dea o idee. Asta știți, ține de entuziasm, de creativitate, de dorința de a se afirma. Oh, clar. Și e un domeniu vast una peste alta. Adică te ajută foarte mult domeniul. Da. Și managementul. Cred că sunt, într-adevăr, mulți manageri care au școală, care s-au pregătit, poate unii dintre ei s-au pregătit la locul de muncă, dar în același timp sunt și manageri care și-au condus intuitiv afacerea. Și a mers. A mers, exact. Dar descoperă, uh-huh, poate angajând un astfel de tânăr, că aplicând o structură managerială serioasă, aplicând funcțiile managementului, aplicând funcția poate cea mai importantă de control, vor descoperi că firma merge din ce în ce mai bine. Exact, da. Și apare și profitul, că până la urmă despre asta vorbim în tine. Da, acesta este eventual reperul cel mai important în a conduce o afacere. Dacă nu ai profit, degeaba ești pe piață, nu mai ai afacere. Da. Se duce afacerea, că asta e. Pe de altă parte, generația pe care dumneavoastră o consiliați până la urmă, în momentul ăsta, poate fi schimbarea. De ce nu? În următorii 5, 7, 9, 10 ani. Da, sunt de acord cu acest lucru. Noi suntem responsabili și în același timp suntem, vrem nu vrem, obligați să acceptăm o sincronizare a ceea ce înseamnă vestul. De fapt, Uniunea Europeană cam asta ar presupune, că se întâmplă mai repede sau se întâmplă mai târziu. Dorința noastră este să se întâmple mai repede, de aceea îi încurajăm să meargă în străinătate, să preia modele de acolo, să le aplice aici, la noi. În agricultură și nu numai. Am foarte mulți foști studenți, unii dintre ei au păstrat legături în exterior pentru că nu vor să se plafoneze și vor să aibă schimburi de experiență și cumva să țină legătura cu noile tehnologii. Vin în România, aplică destul de bine și cu succes respectivele modele. Unii dintre ei au rămas acolo în străinătate și ajută familiile de aici, își pun familie cumva la treabă după modelul respectiv, își coordonează cumva viața din această perspectivă. Sunt multe, am multe exemple. Au mers cu tot cu familia acolo, au stat câțiva ani și au făcut ceva bani și au constituit o familie în România, au făcut niște afaceri. Au văzut că seriozitatea este foarte, foarte importantă, că această ipocrizie, eu sunt patron și nu trebuie să muncesc să-i pun pe alții la muncă, este depășită. Trebuie și povesteau să dai exemplu. Exact, cu uluire, povesteau cum oameni care câștigă milioane de euro, de lire, muncesc cod la cod cu tinerii și nu fac niciun fel de diferență și descoper că această modestie le aduce chiar un beneficiu fantastic, pentru că cei care văd că muncesc alături de noi, uite, așa pot să ajung și eu. Da. Adică nu se simt excluși, ci din contră se simt incluși într-o
Bine, e vorba și de învățarea accesării unor piețe de desfacere, e destul de complicat la noi. Observăm că vorbim de legume, de fructe și destul de greu să găsești o piață de desfacere sau de procesare, importurile sunt masive, de asemenea. Ceea ce ne aduc un deserviciu crunt. Da. Însă suntem în zona unei piețe comune și nu putem să ne opunem, știți, au fost discuții, da, nu poți favoriza, să-i favorizezi pe ai tăi, doar poți să îi susții și să găsești, se găsesc formule, da, în așa fel cum să... Adică până la urmă... Știți că au fost discuții, au fost multe discuții. Exact. Ce spuneam, naționalul nu exclude europeanul, numai că noi trebuie să fim suficient de deștepți. Deci, unitate în diversitate, da, totuși. Da. Da. Să fim și uniți. Aflu de la studenții mei că românii în străinătate nu sunt comunități, nu reprezintă comunități atât de unite cum sunt alte comunități, din păcate. Și mă tot întreb de unde vine această lipsă de unitate. Mentalitatea, din nou. Da, și mentalitatea, fiind profesor, aș putea da vina pe mine și pe colegi de-ai mei, spunând că nu am fost suficient de racordați la realitățile europene, da, internaționale, în așa nu. Fel încât să le... Da, mi-aș lua vina asupra mea, în așa fel încât să, după modelul, să bat șaua ca să priceapă alții. Nu, da. Știți cum e ideea, e specificul nostru ca nație, cred că așa suntem construiți, cred că genetic pe undeva, suntem o nație invidioasă. Da. Noi pe noi, din păcate. Dacă ar fi o nu accept, nu accept. Aveți dreptate, dar nu vreau să accept acest lucru și mi-ar plăcea să depășim acest moment, să fie o comunitate oriunde s-ar duce. Că sunt români, Italia, Spania, Anglia, foarte mulți români să înțeleagă, să se ajute. Poate generalizăm, poate nu vedem noi știrile, dar am stat de vorbă și cu studenții care au fost acolo și au simțit acest lucru. I-au spus, domn profesor, noi nu reușim să comunicăm suficient de bine, nu suntem comunități unite cum ar fi altele. Și mi-au dat niște exemple, din păcate. Poate și reprezentare la nivel de ambasadori care ar trebui să fie mai vocal pe anumite probleme. O lipsă de implicare pe undeva. De consul, da, da. Da. Lipsa poate, de implicare, de fapt. Aceasta ar fi una din lipsa de implicare. Dacă vezi că un conațional de-al tău suferă, trebuie să te implici să-l ajuți. Păi deja a doua oră, da, clar nu-ți mai cer. Și iată, ajungem la empatie, ajungem la inteligența emoțională, că de fapt despre acest lucru este vorba. Până la urmă am observat, din ce am mai citit, niște comunități foarte bine sudate de români în celelalte colțuri ale lumii, gen Canada, da, Australia. Da, care reprezintă, iată că am putea să ne gândim că distanța ar fi, între ghilimele, de vină pentru sudarea unor comunități sau poate nivelul, sau nivelul de pregătire intelectual. Am putea să vorbim și despre acest lucru, pentru că acolo s-au produs niște selecții destul de riguroase, adică, și că plecarea lor s-a făcut pe bază de viză și așa mai departe. N-am nicio problemă, adică nu sunt căpșunari. Da. Știți, adică poate fi și chestiunea asta... Adică sunt oameni cu niște orizonturi mai largi. Ar putea să producă un răspuns, da? Cu cât nivelul intelectual este mai ridicat, atât interacțiunea și realizarea de comunitate ar fi mai bună. Da. Într-adevăr, putem spune... Cred că venim și la noi în țară chestiunea asta. Cu cât o persoană e mai, nu știu, educată... Nu știu dacă intelectualii reprezintă o comunitate. Ei nu, au nu o luptă... Nu intelectualitate, adică nu ne ducem chiar atât de departe totuși. Am luat extremele, mediu, da. Da, nivelul mediu al educației și așa mai departe. Da. De ce? Adică vedem că diferențele vorbiți sunt... de clasa de mijloc care ar putea să... Da, care are această tendință să se pregătească din ce în ce mai mult. Intelectualitatea, oricum, să zicem că e o categorie extrem de mică, da, populațional vorbind, care are niște lacune și comunitatea asta, că știți cum e, adică unde e multă minte, nu? Măsură, adică da. Totuși, acolo dar dezbaterea ceva. De idei, să rămână la nivelul acesta, dezbatere de idei, poate să aducă și alte idei și așa mai departe. Deci, practic, din punctul ăsta de vedere, da, sigur, e necesară interacțiunea de dreapta, stânga, eu știu, doctrine sau pe anumite principii, pe valori. Interesante dezbateri respective. Altfel, da. Altfel ne înțeles. Da. Că până așa la urmă este. E o diferențierea e pe undeva se produce. Asta e situația. Da. De altă parte sunt și persoane care reușesc foarte bine să treacă dincolo de.
Da. Adică și sunt percepute foarte, foarte ușor de către ceilalți. Apropo și de studenții dumneavoastră și de, de dumneavoastră ca, ca profesori, cum vă percep ei? Se creează o comunitate de studenți pe fiecare an. Uh-huh. Și comunicarea cu ei este și formală, informală, non-formală. Uneori s-a întâmplat anul trecut, am mers cu studenți de-ai mei, nu cu toți, am mers la teatru, am mers la film, am interacționat și din, fel, din punctul acesta de vedere. Avem o perioadă de practică, care, practică ce îmbină cumva utilul cu plăcutul și mergem la vară, în vară la, la mare și acolo vizităm câteva repere economice în așa fel încât să, să vedem ferme, exact, herghelii pe zonă și pe zonă horticolă, în așa fel încât să vedem și managementul și care este traiectoria și ce a fost bun într-o anumită perioadă, ce a mai rămas bun sau ce se, s-a continuat, ce mai putem face, ce mai putem face să dezvoltăm. Sunt cumva și comparații cu înainte de 89, ce se întâmplă acum, da, după 89, cum a funcționat, dacă s-a produs vreo privatizare, cum a funcționat privatizarea respectivă, dacă au fost beneficii sau, sau nu. Văd și partea bună și partea rea. Și interacționăm cu ei, ne percep și ne spun. Ei sunt, cum vă spuneam, îi încurajăm să, să ne spună, pentru că aceste critici au și menirea, uh-huh, au și menirea să spună punctul de vedere, au și menirea de a ne îmbunătăți pe noi, odată ca facultate, ca instituție care oferă un produs educațional, dar și ca oameni. În momentul în care interacționăm cu comunitatea studențească, cu liderii, și spun dorințele, doleanțele, care sunt așteptările lor, îi implicăm în multe activități. Avem, de exemplu, un simpozion național la București în limba engleză pe anumite domenii, au fost și pe cultură și civilizație, am avut și pe economie ceva studenți. Am avut două grupe anul acesta care au reușit să ia ambele pe secțiunile respective premiul întâi. Deci au fost implicați și au reușit să se și compare cu studenți din toată țara. Au descoperit că sunt la fel de buni ca studenții respectivi și ideea de filială care intră într-o zonă... Este cineva asta. Exact, dar ideea, nu, nu este cazul, dar ideea de provincie poate să-ți aducă, să-i aducă studentului... Iarăși ne lovim de mentalitatea aia. Exact. Adică, exact. Cu ce te facem mai bun decât mine că ești bucureștean? Și dacă stăm să ne uităm, 90% din bucureștenii actuali sunt foști provinciale. Provin, adică da, vorbim, provin din provincie. Exact. Bucureștenii jet pe jet sunt o specie pe cale de dispariție. Exact. Și atunci... Nu, dar ca, nu să, e... ca să treacă de limita aceea de a se compara. Nu sunt student la București, iată, s-ar putea să... Dar avem, practic avem, cum spuneam, majoratul, 18 ani, deja ne-am dat și noi ca profesor, ca filială, dar și generațiile pe care le-am format aici. Deci, până la urmă, nu mai poate fi vorba de o diferență între... Nu, nu. Cu studenți la... Deci s-au comparat cu studenți la Cluj, cu studenți la Iași, cu studenții din București. Și au făcut față cu brio, v-am spus, din două grupe, ambele au reușit să ia premiul întâi pe secțiunile pe care au mers dumneavoastră. Domnule director, acum pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, spuneați dumneavoastră că mai aveți niște locuri libere și că nu s-a încheiat perioada de înscriere pentru învățământul la distanță. Exact. Cei care vor să, să devină studenții dumneavoastră, ce trebuie să facă? Studenții pentru învățământ la distanță sunt de obicei studenții mai în vârstă care doresc să-și împlinească anumite așteptări din perspectiva locului de muncă pe care deja îl ocupă. Îi așteptăm până la sfârșitul lunii septembrie, în așa fel încât să se înscrie. Pe site-ul nostru, usmvslatina.ro, găsesc toate documentele necesare pentru respectiva înscriere. Este un concurs pe bază de dosar, cu media de la bacalaureat 70% și 30% o medie pe care, la alegere de pe foaia matricolă, tot din materiile susținute la, la bacalaureat. Domnule director, eu vă mulțumesc că... Îi așteptăm cu drag pe toți studenții, suntem... și eu vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația și, în mod cert, vă mai aștept și, și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că timp de o oră ați ales să fiți alături de Prima TV Slatina. Mai rămâne și pentru următoarea jumătate de oră. Urmează cele mai importante subiecte ale zilei în cadrul știrilor Focus Slatina. La revedere, o după amiază minunată în continuare.